Bună seara, dragi telespectatori, bine ați revenit la Viața la Superlativ sau bine ați venit dacă sunteți de prima dată pe frecvența noastră. Ține să rămâneți împreună cu noi pentru că în această seară avem un invitat de excepție. Este vorba despre domnul Eugen Burghelea, momentan evanghelist laic la Biserica Baptistă Sfânta Treime din Galați. Bine ați venit! Bine v-am găsit sănătoși și plin de viață și de bucurie! Domnul Burghelea are o experiență de viață extraordinar de interesantă, din care o să depănăm câteva lucruri în această seară. Spuneți-mi, vă rog, cum a fost copilăria dumneavoastră și ce a urmat apoi? Eu m-am născut în orașul Huș, județul Vaslui, și părinții mei, din motivele lor, s-au despărțit când aveam vreo 5-6 anișori. Am rămas cu mama. Era o femeie harnică, foarte religioasă, dar n-a putut să-mi dea o educație așa sănătoasă. Mă ducea pe la o biserică ortodoxă în fiecare duminică, pupam toate icoanele, era o regulă de bază, și de jos și de sus, aprindeam lumânări, ascultam ce spunea preotul acolo, dar nu îmi plăcea. Eu eram un aventurier, și din copilărie, cartea nu mi-a prea plăcut, în schimb m-au plăcut foarte mult filmele artistice. Filmele. Filmele au fost viața mea. V-au plăcut? Da. Vă aduceți aminte ceva filme care v-au plăcut? Da, păi în special filmele astea cu acumulări, cu hoți. De exemplu, am văzut un film, Cum să fur un milion. Cu Alain Delon, nu? Nu, ăla era cu alt actor. Cu Alain Delon a fost un alt film, mi-aduc bine aminte de el. Am fost cândva hoț. Aha. Da. Și... o să întreagă filme, ien filme cu Giuliano Gemo, cu Lino Ventura, cu Gerard Bare, cu Jean Mare, filme care au fost viața mea. Mi-aduc aminte că prin clasa a treia, a patra deja, am cam legat școala de gard și foarte mergeam pe la cinematografie și acolo am devenit copii de casă. Ne puneau, apropiam cărbune la cinematografie, acolo la proiecție, sus, aduceam filme. Deci deja viața mea a fost filmele. Și filmele m-au marcat și foarte mult în viață. Cum v-au influențat aceste filme? Ce să vă spun eu, dacă am avut mult libertinism din copilărie, hoinărel, prin păduri, cu tare, ce vedeam prin filme, eu imediat vreau să pun în practică. Spre exemplu, eu cele 4 operațiuni de matematică, adunare, scădere, mulțire și împărțire, le-am făceam practică pe ouăle lui mama din cuibare. Aveam mama vreo 20 de găini și imediat de la școală veneam într-o viteză ultra rapidă, ca să nu era nimeni acasă, la 12 ziua, pac, câte ouă sunt? 16. Dacă iau 6, rămân 10. Foarte bine, 6 ouă sunt, imediat la piață, dar rapid. Și aceste ouăle... Aveați bani, nu? Aveam bani ca să cumpăr țigări, în special erau naționale pe atunci, să am împreună cu prietenii mei ca să fumăm pipa păcii. Ce vedeam prin filme cu indieni, noi fumam pipa păcida. Și am început cu țigara, am început cu băutura alcoolică, cu vinul. Azi un pahar, mâine două, și vinul mă stimula. Și după aceea, sportiv, săritura peste garduri. Noaptea mergeam prin curțile, ce vedeam prin filme, noi eram deja la început de carieră. Erați deja inițiat, da. Erați la început mai o bicicletă, mai o trotinetă, mai o motocicletă, după aia pe parcurs am început ce să... Ce înseamnă mai o bicicletă, mai o trotinetă? Ce făceați cu ei? Păi ce să facem? Bă, le luam. Le dezmembram, ne făceam și pentru noi câte una, restul le mai și vindeam, mai făceam și ceva comerț, că aveam nevoie de bănuți, știți? Cam pe la ce vârstă se întâmpla? Am început așa de pe la vreo 10-11 ani și deja am început să... Să intrați în pâine. Da, da. Și v-ați dezvoltat încetul cu încetul. Da. Și mi-aduc aminte că mama vrea să mă facă popă, că mai mergeam la câte o mormântare și așa îmi plăcea mai mult la pomeni. Mâncam până pleșneam nu alta, că era ocazie bună. Și... eu cântam, iar îmi plăcea mult și muzica, cântam și mama spune, măi, am vorbit cu doamna preoteasă să te faci preot. Zic, mamă, zic, tot, mă faci ce vrei, numai popă, nu, că nu-mi plăcea când vedeam oameni morți. La pomană nu mă duceam, dar când vedeam morți, nu-mi plăcea. Zic, nu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ia ca la această vârstă... În urmă, aproape că se împlinește. Se împlinește, dar pe altă... pe altă da. Așa. Cetatea Hușu, un oraș frumușel, foarte multe biserici cu orientare ortodoxă, catolică. Și mi-aduc aminte din copilărie și în adolescență că acolo era o biserică evanghelică, adventistă. Era o biserică adventistă ziua. Dar treceam pe lângă ea, dar nu știam că acolo se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eram paralel, nu vă interesau nu aceste interesa. Lucruri. Bun, ați crescut și ați ajuns adolescent. Da. Ce se întâmplă? S-a amplificat
spiritul ăsta de aventură. Ce simțeați când furați un lucru? Spre exemplu, în copilăria asta, vă aduceți aminte ce ați furat cel mai important? Știți cum este cu alcoolul, țigara, hoția. Prietenii. Prietenii și-i face omul. Așa. Cine s-a seamănă să adună, asta e vorba românească și adevărat. Dacă ai prieteni care îi place, ți-ți place, ți-i place și la altul, atunci se formează nucleul, se formează grupul. Simțeam o plăcere, mai ales că ce vedeam prin filme și dacă eu le puneam în practică, mă simțeam și eu, sunt și eu, o valoare, ajung și eu, poate ca Alain Delon sau ca, știu, ca Giuliano Gemma, că erau idolii mei. Da. Plus de asta cântam și la chitară, că am început de mic cu chitara și zic, măi, îmi plăcea. Deci tot ce însemna film, fie pe linie muzicală, de aventură, de cu, pe mine mă fascinau. Anii au trecut. Și ce ați furat cel mai tare când erați adolescent, să zic eu? Ce să spun? Mai mult nimicuri, nu? Nimicuri. Am ajuns până la motociclete, dar astea sunt fleacuri. După aceea a apărut altă etapă. Să vedem, ce etapă a apărut? Spre exemplu... Și nu v-au prins poliția? Asta era vremea comunismului, da? Am făcut și armata, mi-aduc aminte că m-au trimis la... La grăniceri, este o vorbă românească, lupul paznic la oi, și pe la frontiere, pe la... Și ați bani la grăniceri? Păi păzeam un punct vamal de trecere la Naidaș și făceam... Unde era? La Naidaș, lângă Naidaș, Oravița. Oravița. Da, da. Era pe timpul comuniștilor, era... Grăniceri erau foarte importanți. Da, era problema cu Iugoslavia. Cum veneau ăștia traficanții cu fel de morfuri, eu eram primul care îi vămuiam acolo. Și acolo m-am învățat o strânteagă de matrabazâcul. Deci eu eram învățat să produc, să fac ceva. Nu puteam să stau fără bani și fără valoare. Să procurați, nu? Da, de-aia mi-a spus după aia, când am devenit procuror șef, adică procuram cu amândouă mâinile, și cu stânga și cu dreapta. Am terminat și armata, așa acolo o serie întreagă de peripeții, n-am fost depistat. Aveam un câine de urmă. Deci erați deja atât de abil încât nu știu de ce, nu știu. Nu erați depistat. Din copilărie, că s-a cultivat, că a fost ceva nativ în mine, dar am avut așa o iuțeală mare și a fost... Erați iute. Iute și... Pe când să zică cineva ceva... Un fler imediat, da, mai deosebit. În armată aveam un câine de urmă și când făceam pază cu el, beam eu coniac, îi dădeam să bea și el, doar eram colegi de serviciu. Da. Într-o noapte l-am îmbătat și pe domnul câine, îl chema Cain, da. Am făcut și acolo niște peripeții, n-am fost depistat. Am fost pus la vatră, la, cum se spunea atunci, adică eliberat din armată. Lucram la o fabrică de încălțăminte și acolo... parcă la concurență cine fură mai mult. Noaptea paraștam pantofii peste fabrică, parcă erau proiectile, știți, de pe timpul războiului. Așa zburau pantofii direct din fabrică peste o șosea și de acolo culegeau și cea mai departe, îi valorificam. Deci era lucru, era o patimă. Era sânge ceva, nu? O patimă. Dar nu singură, alcoolul, țigara, hoția, ce mai erau și altele, dar vă spun așa... Astea cele mai importante. Da. Până la ce vârstă? După ce ați ieșit în armată, presupun că ați avut vreo 21 de ani, nu? După la vreo 22 de ani, cu un prieten am ajutat să furăm motociclete și de acolo deja am fost depistat. Condamnat un an și o lună la un loc de muncă. Dar un an și o lună la locul de muncă? La locul de muncă, da. Era o pedeapsă ușoară, dar mie mi-a fost și rușine și jenă și așa alte sentimente. Și niște recidiviști care au făcut închisoare mi-au spus, domnule, decât să stai mai bine, du-te prin țară, cu să dea un decret de admisie. Nu aștept să dea un decret de eliberare. Ceaușescu mai de Da, bine. Ceaușescu. Și am plecat în țară, m-am dus prin Creierul Munților, la Cioban, cu tare, eram aventurier, îmi plăcea foarte mult, cu hoinărelile, lucram, făceam, aveam său... Când aveam, spuneți lucram, la ce vă referiți? Lucram la Cioban, eram angajat. Lucrați la ceva. Da, păi luam câte o față de prostănac de la... ca să nu mă simt că eu sunt urmărit de organele de miliție, cum te cheamă, măi? Mă cheamă Ion. Și apoi ei mai râdeau de mine, dar eu făceam ca să nu-ți dea seama că eu am ceva în... Aveți ceva școală. Da. După aceea, dar s-a mai întâmplat un eveniment, aveam vreo 22 de ani, când într-o seară, o femeie credincioasă, evanghelică, m-a chemat. Zice, hai duminică, unele o casă de rugăciune. Dar eu zic, dar ce fel de casă de rugăciune? De pocăit, spunea. Nu știam ce înseamnă cuvântul ăsta pocăit, dar nu, o repulsie. Zic, lasă-mă cu pocăința. Deci nu știam ce înseamnă și am avut repulsie. Vedeți? Natura păcătoasă din om. E de periculoasă. Și o duminică ascultam calul din grajd, că eram acolo la niște ciobani prin partea Sibiului. Direcția la Crăciumân, că acolo era biserica mea, la Chiu, țigări, parcă era locomotivul cu aburi,
se uita unul mai lung la mine imediat, că dacă am văzut atâtea filme, știam și să mă apăr, să trebuie așa, asta, asta fac parte din... din tot tacâmul, dar din tacâm, tot... așa. Și n-am vrut să iau pe calea credinței, am pierdut foarte mult, pentru că după aceea m-am luat cu un prieten, să fac o școală de corecții, iar încă o dată, repet, cine s-a mână să adună, ăsta era mai specializat ca mine în lumea interlopă și eu am devenit ucenicul. Am dat o spargere într-o, pe la Alba Iulia, un, pe în altă parte și încet, încet am început să mă adâncesc în latura asta infracțională. După câteva spargeri am fost... Dumneavoastră fiind condamnat un an și jumătate la locul de muncă. Exact. Am înțeles. Am fost depistat după un timp și un an jumătate mi-a mai dat pentru ele așa, s-au făcut vreo 3 ani. S-au auziți, o paranteză. Pe vremea aia poliția vi se părea mai, mai pricepută decât pe vremea asta? Cam ce ziceți? Știți ce se întâmplă? Ca să fac o comparație... Și atunci erau pregătiți milițienii, organele de miliție, care erau miliții pe atunci. Și acum sunt poate mai pregătiți, ca o tehnică mai avansată, dar și infractorii care sunt profesioniști le dă foarte mult de lucru. De lucru. Da, unul că... dintre ăștia era și dumneavoastră, nu? Păi eram în devenire. Erați în devenire. Să știți că orice lucru se cultivă. Deci la puțin să ajungi la... Și dumneavoastră erați un paradox, adică și... ați dovedit că până și meseria de hoț se fură, nu? Păi asta. Și am, deci am fost condamnat 3 ani de zile. 3 ani de zile la închisoarea din Aiud. Din 3 ani am făcut exact 2 ani, 11 luni și vreo 20 de zile. A venit aproape toți ani. Așa. Și ce a învățat la închisoare acolo? Nu v-a părut rău? N-ați zis, domnule, vreau viața, exact. O să fiu cu minte. Ce se întâmplă? Apare o stare, mi-a părut rău. Exact parcă m-am trezit dintr-un... Dar știți cum este? Nu știu, eu nu știam pe atunci... puterea diavolului care lucrează în ființa umană. Nu o cunoșteam lucrurile astea. Acum o spun pentru că am o Biblie în față și datorită ei sunt în fața dumneavoastră și în fața telespectatorului. Și am avut așa un moment de regret. Îmi părea rău pentru părinții mei, mai ales mama. Și, dar știți ce se întâmplă? Omul se adaptează. Fiind o fire mai veselă, munceam din greu la Iud, făceam, construiam blocuri cu tare. Au zburat aia 3 ani. Am luat decizia să mă liniștesc. Gata, când o să mă pun în libertate, o să fiu cu minte. Am rezistat câteva luni. Ați rezistat. Câteva luni. Iar am început alcoolul, anturajele, prietenii. M-am întâlnit cu cineva din partea Văijiului. Ăsta era mai mare cu vreo 11 ani ca mine. Totul un hoț ca și mine. Și iar niște infracțiuni pe la Deva... În orașul Deva. Acum, fugeați așa pur și simplu între orașe? Aici nu e timp ca să explic, dar în această carte eliberată din lanțuri care o vedeți în fața dumneavoastră, este o carte pe care, la care am lucrat câțiva ani de zile. Nu sunt date, să știți, tehnici, dar așa... În mare cam... Ce se întâmplă? Noi lucram după informații. Să știți un lucru. Deci nu mergeți la... Hoții pe hoții fură. Spre exemplu, dat m-am dus la un restaurant să jucam cartea prostului. M-am dus la un restaurant la Astoria, la Deva, era o barmăriță simpatică tare, era plină de aur și când am văzut taur pe ea, nu mai aveam somn noaptea. Era încărcat, dar femeia își ieta la valorile și eu zic, măi, dacă tot am făcut câțiva ani de școală pe la Aiud, ia să văd eu cum fac ca să o ușurez puțin. Că noi avem un principiu, zic, decât să-i poarte grija, mai bine să-i poarte dorul. Că zic, dacă eu le-o fac peste, o să facă și altele, că e capabilă. Și apoi am început cu niște brânză pe acolo și jucam școala prostului. Și m-am întorsut cu câteva kilograme, spunea că sunt fiu de cioban, mă dădeam că... Și vine un șef de restaurant, unul Popescu, un bărbat așa înalt, vă zic, ce ai mă acolo? Prânză, domnul șef. Și i-am vândut, m-a dat câteva țigări de alea mai așa italieni, cele mai proaste, el nu știa ce am eu în cap. Și după aia zic, domnul șef, știi ceva? Vă aduc ce vreți, dar nu vă mai duc aici la restaurant, pentru că... Tata are vreo 2 medioi, avem vreo 2 puteni de bani. Și omul văzându-mă mai, cum vorbesc așa mai prostești și cu figura aia mea, omul și-a zis, măi, ăsta e un... Zic, dar mie să nu-mi dați bani. Nu-mi trebuie bani, să-mi dați pantaloni de aia cu multe fermoare americanești. Mă făceam că nici nu știu cum să numesc blugii. Și-a spus el în mintele, măi, mare prost am la ușa mea. Și l-a avut. A avut un mare prost, că după aia, cred că l-a apucat atacul de inimă. Și, băi, zice, să-mi aduci. Dar nu mi-aduce, să nu mi-aduci până data de cutare, că eu plec la mare. Zic, plecați la mare, da. Păi zic, da, să-mi dați adresa, să văd unde să vă le aduc. Mi-a dat omul adresa, știți?
unde stă și cum stă. Deci m-a întrebat, aici e o fază pur și simplu umoristică, zic, mă, dar tu știi să dai telefon? M-a întrebat, zic, eu nu știu să dau telefon, domnul șef, dar mă duc la poștă și zic, mă întreb pe doamna aia de acolo, formează ea numerele și apoi, ce-a fi spus bietul, mă, păi asta e gâscă de jumul și a fost. Că n-a mai apucat să plece la mare pentru că... N-a plecat la mare? N-a mai apucat să mai plece să acum, că n-a mai avut cu ce. De ce? Pentru că noi imediat ne-am dus, am citit... Ați scanat... Am scanat terenul, am acționat, aveam scule bine puse la punct și omul n-a mai plecat la mare, că i-am luat noi toate valorile, un teanc de al de... Pe atunci era Bălcescu, știți? Bălcescu. Multă barbă și noi bărbenea repede. În fine, asta ca idee, să vedeți cum se dezvoltă un om ăsta, simțul ăsta a hoției. Și nu realizați că toată această chestiune vine dintr-o cunoaștere deficitară a valorilor vieții, a satana, Dumnezeu, nu știați care este. Până nu te întâlnești cu cuvântul lui Dumnezeu, până această carte nu pătrunde în om, omul nu realizează pericolul în care se află și nu realizează valoarea vieții. Bun, mergem, da. Să continuăm. Până la urmă ați ieșit de la Iud și iar ați intrat. Am intrat de data asta, da, deci Deva, București, Cutare, am intrat cu 9 ani, mergeam din 3 în 3. Da. Din 9 ani de pedeapsă, am făcut 5 ani și 4 luni, spun așa ca să intrăm în miezul problemei, cel mai important, 5 ani și 4 luni în câteva închisori, am fost pus în libertate, iar am avut o tendință de a mă liniști, nu se mai poate. Nu se mai poate. E greu să te liniștești, nu? E imposibil, vă spun de experiență. De ce nu se mai poate? Pentru că odată ce ai apucat pe latura infracțională și ai prins dorința asta de a mișcarea de a face bani rapid, mulți, și fără muncă, să știți că nu mai scapi de aceasta. E ca un drog, așa e. Cea mai bună, exact, ca un drog. E un drog. Nu poți să mai stai fără, mai ales că la închisoare nu mai auzi. Seife, sparte, bani mulți cu tare, diamante, spar alte rubini cu tare, știți? Mai aveți și filmele astea periculoase, care acolo, bine acolo. Da, acum sunt și altele și mai interesante și da. Mă invită foarte clar la... Și, deci, din 9 ani, 5 ani și 4 luni, am fost pus în libertate, am avut pretenții să mă liniștesc, dar de unde? Că prietenii, deja eram cunoscut puțin în lumea asta interlopă. Imediat apare corupția, hai mă lasă, hai că vin niște... gălățeni de prin Japonia cu bani mulți, cu tare, și iar am început un val de infracțiuni. Dar cum intrați totuși? Spuneați că mergeați la sigur. De unde aveați informații? Spun, imediat. Știți cum se lucrează? Organizat. Sunt vânzători de informații. Cineva care știe, domnule, ăla are așa, citește terenul. Din bloc, pur și simplu? Din bloc sau de ai noștri care se infiltrează. De exemplu, n-aș vrea să sunt un... Nu, dar știți cum e treaba, când trestatorii trebuie să știe anumite aspecte de care să se ferească, adică, dom'le, ce să nu facă? Să nu pună în gura mare la vecin, că pleacă la mare, că pleacă la nu știu unde, că pleacă, nu? Ce se întâmplă, în special hoții? Hoții sunt niște oameni foarte vigilenți și nu să zic că sunt isteți, dar sunt așa dezghețați la minte. De exemplu, vă dau numai un caz din mai multe. Mă informează cineva din Galați, domnule, vezi că pe strada de Cutare este o doamnă pe nume Oncică, pot să-i spun și numele că deja e decedată de mulți ani, e soție unui ambasador al Turciei și are două pisici siameză, epite spate în spate, vreo 3 kg de aur. Imediat, vă folosesc termenul, am scanat terenul. Nu spun cum am pătruns, dar am pătruns și într-adevăr am ieșit cu bijuterii de aur, nu cu pisicile, că nu era reală informația cu pisicile siameză, dar a fost casetă de bijuterii cu tare, moschei de aur și mai departe. Deci, ce se întâmplă? Nu vreau să intru în detalii, pentru că unii poate ar să nu facă, știți cum este, să-i da, dăm... Să nu ne bucurăm de treaba de asta. De o arăt de unde m-a scos Dumnezeu, da. Da, am înțeles. Deci, în contextul acesta, este un lucru foarte important să știi cum... Poți ieși dintr-un astfel de context, dar nu știi cum poți ieși. Nu v-ați vrut niciodată să ieșiți și totuși să nu puteți? Nu, vă spun ce se întâmplă. Nu mai poți să mai scapi. Nu mai poți să scapi. Se strânge lațul. Se strânge lațul și de așa... Și nu mai poți trăi prin muncă cinstită, nu? Nu mai poți. Nu mai poți, că apare în ființa umană un sentiment de invidie, de dușmănie față de cei care sunt bogați, de răzvrătire. E o filozofie haiducească, să iei de la bogați, să dai la săraci, ceva, adică la... Ceva în genul, să iei sărac, tu. Da, e așa. Și, deci, am fost arestat pentru a treia oară, m-am dus la un preot să fur niște icoane,
A fost un natural, a fost o ambuscadă, am căzut, am scăpat. Furați copiii icoane? De absurd. Icoane? Da. Vă spun după aceea, când ajungem și la capitolul, la episodul de cu icoanele. Și am fost atunci depistat și am primit o pedeapsă de 2 ani jumătate, din care am făcut una și vreo 6 luni. Le mai țineți minte pedepsele astea? Da, că deja începe da, să da le... sigur, pe da, mintea. Așa. Și am făcut una și 6 luni, după una și 6 luni am fost pus în libertate după Revoluție. Și am ce am spus, măi, dacă tot nu m-am putut liniști până la vârsta asta, aveam atunci vreo 34-35 de ani aproape, zic, de acum zic, asta mi-e meseria și pe asta vreau să merg. Imediat am format niște benzi parte cu Galățenii, partea Galațului, de prin partea Hușului. Benzi interlope, adică? Interlope, da. Sau, cum să le spun așa... Niște găști. Nu, gașcă e altceva. Mai bine mi-a spus. Bandă sau grup, sau, dar în lumea interlope cam bandă. Oamenii ăștia aveau familie, aveau toți, nu? Unii da. Unii da, unii, da, unii nu. Și am început Constanța, Timișoara, București și așa mai departe, informații din Germania. De exemplu, am colaborat cu ceva din Germania, din Augsburg, care îmi dă informații, vă dau doar câte, un exemplu scurt. El, această persoană din Augsburg, pe nume Frank, numai eu nu mi-i dau, îl dau pe amândouă, așa, el, de exemplu, s-a ocupat cu obiecte de artă. Merge la dumneata acasă, care e tot colecționar de obiecte de artă, sunt prietenea, Sofia de fel de fel de cadouri, una alta, te prindea în dragostea lui, în tighile mele, și vedea și valoarea pe în casă, după care ne știința pe noi. În camera cu tare, este cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și noi imediat, exact, treaba era, deci noi luam, intram în posesia bunurilor, pentru mine erau jucării ca să fac meseria, și de te mergeam în Germania. Erați rapid și escaladați. Și escaladări, sigur că da. Păi, da avem... Era și alpinist, să zicem. Păi da, dacă nu puteai pe ușă, puteai pe balcon, Deci trebuia să găsești o formă numai ca să intri să faci meseria. Și m-am eliberat după Revoluție, imediat în 90, și până în 91, prin noiembrie, România, Germania, și prin mai 90, primesc o informație la un prieten din Galați, zice, uite, avem pe cineva în București, lucrează la o ambasadă, nu, acum nu intru, de, oricum lucrurile sunt de vreo 20 de ani, nu mai sunt deja, nu mai au trecere, sunt... De mult apuse, da, apuse, dar spuneți. Și... Ce era acolo? Spune asta, ar vrea niște icoane. Mă, păi zic, icoane vrea? Da. Păi cum le plătești? În dolari. Pe atunci nu erau decât mărcile și dolari. Gata, și imediat mergeam noaptea prin templu ortodox și începeam. Sfântul Neculae, Sfântul Dumitru, Fecioara Maria cu tare, am făcărat la icoane, am băut și vinul părintului de acolo, din alta, am găsit vreo 2 sticle de vin, zic, hai mă, să ne și împărtășim mai. Băi, beam acolo. Eram unde nu-i frică de Dumnezeu, nu-i nici frică de oameni. Am găsit un Sfântul Neculae. Cum intrați în biserică? Biserica totuși are o ușă ferecată, cu lacă, cu lanț, cu tot. Știți, este o vorbă populară, lacătul nu-i pentru hoț. Lacătul este pentru oameni ce nu există. Aveam clești, de exemplu, aveam clești aduse din Germania, tăiam fierul cât degetul, știți? Aveam fel de fel de instrumente care ne ajutau. Pentru, na, aveam scule, dar eram profesioniști. Și icoane... Cred că dacă primeam o comandă, o furam și pe cuvioasa Paraschiva de la Iași. Dar dacă primeam comandă, o luam cu tot cu partiță, cu tot cu coștiu, și o duceam. Zic, câte kilograme are, cântărițul are 20 de kg, îmi dați 5 kg de aur și luați-o. Dar n-am primit comandă, așa că a rămas acolo la locul ei ca să-și facă meseria mai departe. Și am ajuns pentru a 4-a oară la închisoare, dar cum? L-ați vândut pe Sfântul Nicolae. Pe Sfântul Nicolae am luat 1000 de dolari. Icoana așa că... Cam 80 pe 60, un chip așa de bărbat, cu o aură, se citea foarte bine, noi căutam întotdeauna când luam icoane să fie de calitate, să fie lemnul mâncat de care, să fie vechi, să fie sucurat. Bine, erau niște repere, repere, da. Păi asta a fost. 1000 de dolari, așa, scurt. Numai pe aia. Numai pe aia. Da. Și? Ați ajuns a 4-a oară. A 4-a oară, un prieten de-a nostru din Galați, care lucram în... cu el în organizație, care mi-a dat chiar acea informație cu acea doamnă încică cu pisicile de aur. Ăsta a făcut alte infracțiuni și ca să scape de acea infracțiune, s-a înțeles cu cineva, pe acolo tot un... Și-a dat numele dumneavoastră. Și ne-a băgat pe noi. Și am fost arestat la București, circa 11. Cum vă arestau? Păi, cum m-a arestat? Acest prieten, pe nume Relu, nu mai spun mai departe, că nu vreau ca să-l
Mi-a dat un telefon, că vine la București cu verișorul de-a lui, că mai avem ceva de lucru, pe un pont în București. Și aveam chiar, aveam o informație la Sinești, la cineva, cu o saltea de bani. Dacă îmi era prieten, aveam încredere. A venit la Sinești, a venit la București, m-am întâlnit la un restaurant cu el, am comandat așa, ca băieții, cum se spune, și în timp ce vorbeam, verișorul era capitan de poliție îmbrăcat civil. Zic, măi, zic, cam solid verișorul ăsta. Zic, măi, zic, hai că trebuie să mergem să executăm pe cineva la Sinești, o saltea de bani și trebuie să-i luăm repede ca să... Și dai acest verișor era capitan de poliție, plus circa 11 din București, încurjoase restaurantul, și la un moment dat m-a trezut cu pistoale la tâmplă. Și eu și colegul meu, prietenul meu, în tighirii mele. El era, da. Cu ei. Da, m-a dus la poliție, eu aveam pașaport fals, mă chema Poșa Emil, eram din Codlea, strada Plopul numărul 25. Vai de cap. Da, pașaport verde, da. Făcut oficial, am fost cu el prin țări străine, primele pașapoarte care au fost. Deci aveați filieră până în America. După ce mi-a luat datele, a venit anchetatorul, a spus, tu ești Burghele Eugen, n-ai făcut prăpăt prin Galați, ci Poșa, ci... Într-adevăr, mi-a dat seama că am fost vândut și băgat pentru a patru ori la închisoare. Acum am primit pedeapsă peste 10 ani. Cam câți ani totalizează toate pedepsele pe care le-ați primit? Pedepsele? Pedepsele? Toate că le-am calculat, peste 90 de ani. Deci ați primit peste 90 de ani de pușcărie. Din ăștia 90 de ani, cam câți ați fost? 16 ani jumătate, 16 ani 6 luni. Și ce s-a întâmplat după a patra oară ce a fost? Acum apare marea transformare. Fiind la închisoare pentru a patra oară, ziarele scriau, Galață, făiletoane, ziariști, hoții de icoane, cu tare. Eram deja niște vedeti în lumea asta. Chiar ce v-aș dori să ajungeți? Am ajuns, numai că Alain Delon era filmat și noi le făceam pe viu. La închisoare, un tânăr care mă simpatiza, spune mie așa, zice, dumneata, zice, ai auzit de yoga? Păi zic, n-am auzit. Păi dacă te apuci de yoga, serios, dobândești puteri paranormale. Mă zic, dar ce sunt astea puteri paranormale? O putere se numește levitație, adică poți să zbori prin aer. Când am auzit că poți să mai zbori și prin aer, m-am mutat așa mai lung la el, zic, măi, eu sunt sătul de basmele mele. Zice, vrei să te conving? Da. Și imediat mi-a adus cărți de yoga. Și am devenit pentru o perioadă de vreo 2 ani de zile Hatha Yogin. Atâta m-a prins această filozofie, în fiecare zi, mandre hinduse, exerciții astea, asane, fel de... Zic, dacă ajung, zic, să le evitez, ăla sunt. Evadez din închisoare, nu mai trebuie da, să... Dar știți că deja ăștia contrainformatorii sunt cam... Eu zilnic, ori întregi, când era după Revoluții, nu mai avea nimeni, nu ne scotea la activități de la muncă și aveam timp. Și mă concentram, zic, măi, poate, respirații, în 8 timp, în 6 și mai departe, fel... Știți, m-a făcut să-mi ca un arc, nu altceva. Măi, zic, măi, dar nu reușeam să mă dezlipesc de la sol. Zic, măi, tot mă urmeam în fel de fel de mandre hinduze. Aveam o bucată de salam agățat într-un geam, mă uitam la salamul ăla, zic, măi, poate sare în ucesc ăsta. Știa că, dar vă spun, dacă spunea cineva că nu este bună această filozofie și nu este adevărată, vai, cine caz avea cu mine. Aveam cărțile de yoga, știți cum erau studiate, exact cum e studiată această scriptură. Vedeți dumneavoastră, această scriptură, așa erau însemnate cărțile de yoga. Credeam și toate astea au ținut până într-o zi. Într-o zi, prin vara lui 92, da, dar nu-mi bine aminte, vine un gardian, deschide așa largul șacerului, unde aveam și eu domiciliu pe mulți ani, gratuit, din partea statului, nu plăteam chirie, eram pus la păstrare. Și spune așa gardianul, care dintre voi deținuți, vreți să mergi la clubul închisorii? Că un pocăit să vă vorbească despre Dumnezeu. Vă spun, o simplă curiozitate mi-a schimbat radical viața. Nu zic, hai să mă duc și eu până la clubul închisorii, că oricât stau în celulă, oricât sunt la club, tot în pușcărie sunt. Și dacă nu mi-o place o spune pocăitul ăsta sau credinciosul ăsta, am eu colegi de pe alte celule, avem noi schimburi de mărfuri, de informații. Am zis la clubul închisorii, vine așa un bărbat prezentabil, părul mai deschis la culoare, se prezintă într-un mod frumos, elegant, îmbrăcat frumos. Deci mă numesc Ghiță Ovidu, sunt pastor unei biserici evanghelice din Galați, baptiste, și am venit să vă aduc o veste bună. Mă zic, ce veste bună să aduc ăsta? Salam n-are, șuncă n-are, veste bună. Am venit să vă spun despre o mare eliberare. Când a spus cuvântul o mare eliberare... S-a făcut liniște, nu? Liniște. Și am rămas și mă gândeam, măi, nu cumva să vă dau un dictet, vă admisi ceva și ne spune chiar
credinciosul ăsta. Și ne-am zis să vă spun despre o eliberare spirituală. Când a spus cuvântul eliberare spirituală, m-am blocat. Zic, ce-o mai fi și asta? Și într-adevăr, am înțeles după aceea, cu cea mai mare eliberare, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Admistie generală, lăsată din ceruri, de Dumnezeu Tatăl, și iscălită cu sângele Fiului pe crucea Golgotei. Asta am înțeles după aceea. Și cine a mai venit la pușcărie? Și a venit acest pastor, au venit niște frați de la o biserică adventistă, un frate simpatic mai în vârstă, Frangulea, mai un frate mai mulți frați. Ion Arișan și alții. Și a mai fost unul care m-a ajutat foarte mult. Această carte, care o vedeți, Viața lui Iisus, aveam o carte în închisoare, cam în toate celulele, mai mare ca aceasta, dar se numea altfel, Hristos, Lumina Lumii. Este aceeași carte. Aceeași, dar era și mai mare. Da. Și acest pătru ne-a vorbit despre Dumnezeu și am ieșit odată și încă odată și încă odată. El avea o Biblie, ne citea câte un pasaj dintr-o Evanghelie. Și prima dată mi se părea că spune basme. Zic, domnule, sunt eu sătul de... Dar nici nu vreau să mă desprind de latura care eu deja eram, vă spun... Profesionist, da. Yogin. Și la yoga, ori întregi pe zi. Și într-o împrejurare, împreună cu acest pastor, mai vine un predicator și vine cu niște Biblii. Eram acolo vreo 80 de țânsă într-un club de închisoare și omul ăsta a vrut să-l împartă așa într-un mod elegant, frumos. Noi când ne-a repezit că eram jumate sălbatici și eu cum eram mai iute de picior, am dat năvală și am prins o Biblie. Și ala a fost șansa vieții mele, acel gest. Am prins cuvântul lui Dumnezeu. Le-au spus predicatorii, citiți-le în fiecare zi. Și ca să nu vă încurcați, începeți cu cele patru evanghelii din Noul Testament. Că sunteți la început de... Și am început și eu, Matei, Marcu, Luca și Ioan. O dată și încă o dată și încă o dată. Am început să mă rog. Doamne Dumnezeu, dacă tu există cu adevărat, ce se întâmplă? Vă spun un lucru care o să vă se pară ceva mai... Eu, în mine erau doi oameni. De mult o stăteam așa și mă uitam pe fereastră mică în zare, mai ales vara, printre gratii, lumină, verdeață. Și mă căiam. Zic, mă, ce viață e asta? Am alergat după o grămadă de oameni. O grămadă de oameni au alergat după mine. Am avut o grămadă de valori, nu mai am nimic. Să știți un lucru, în special pentru telespectatorii care... Poate să încânte că... Eu am o vorbă românească. Dracu mi le-a dat, dracu mi le-a luat. Am avut și icoane, și valori, și aur, și diamante, și smaralde, și fel de și valori. Și cu ce ați rămas în urmă? Cu nimic. Cu nimic. Cu nimic. Cum? Cum? Păi, de exemplu, mă captura odată și când făcea reconstituirea și cu astea, mi le confiscau pe toate. Ce găseam asupra mea. De. Nu. N-ați depus noastră într-un cont ceva? Nu există contul. Vă spun un lucru. Eu vă spun din experiență. Cât ar fi omul de înțelept, să spun așa, sau de inteligent, mai devreme sau mai târziu, tot rămâne fără mic, garanta vă spun, ba mai mult. Deci atunci când ți le dă satana, tot el ți le ia. Tot el ți le ia, fără probleme. Dar ce-ți dă Dumnezeu, e sfânt. Și revin. Și am început și eu cele patru evanghelii în închisoare. Am început să mă rog pentru că era... Și mă gândeam așa, zic, mă, ce viață, aveam aproape 40 de ani vârstă. Zic, mă, părinții mei, mama mea a murit, n-aveam pe nimeni. Și cum mă frământam așa? Chiar îmi părea rău, zic, mă, nu puteam să fiu și eu cu minte, să stau liniștit, să-mi formez o familie. Uite, am verișuri, am prieteni cu tare, au familie, au copii și eu stau ca un câine pribea pe ei. Și sincer îmi părea rău. Și în acele momente de zbuciun sufletesc, am strigat și eu la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, dacă Tu ești cu adevărat, schimbăm și mie viața. Și slăvesc fi Dumnezeu, mi-a schimbat viața radical. Am început să citesc din Biblie, citeam Matei, Marcu, Luca, Ioan, dar zilnic, câte două, trei capitole, dar la rând, nu mergem așa pe serite. Și într-o zi vă spun că așa m-a marcat dragostea lui Dumnezeu. Ce v-a impresionat cel mai mult din Evanghelie? Cel mai mult din Evanghelie, ce m-a marcat pe mine a fost jertfa de pe dealul Golgotei. Ce ați înțeles acolo? Acolo am înțeles eu că cât de mult mă iubește Dumnezeu. Pentru că am văzut 6 ore să stea un fiu de Dumnezeu bătut în piroane, cu putere dumnezeiască, pentru că mulți cred că l-au pus romanii, nu l-a pus nici Pilat, nu l-a pus nici Caiafa, el s-a pus pe cruce pentru ca să-mi șteargă mie păcatele, asta e convingerea. Și alea 6 ore pe cruce pe mine m-a făcut praf. Și a spus, Doamne, eu fac o grămadă de păcate, hoții, minciuni, ticăloșii și așa mai departe, și Tu, fiu de Dumnezeu, te pui între doi tâlhari,
ca să-mi șterg mie păcatele, a fost ceva, pentru mine a fost, vă spun, lovitura vieții mele. Dacă am dat vreodată vreo lovitură mai puternică și mai sănătoasă, știți care a fost? Aceasta. Pocăința. Asta a fost. Și lovitura... Și cum v-a scăpat de yoga, totuși? Și, vă spun, m-am prăbușit cu fața pe deoarece, am început să plâng și am spus, Doamne, mă pocăiesc. Și imediat m-am gândit câți ani am pierdut eu din viața mea când nu m-am pocăit, că m-a chemat Dumnezeu când eram tânăr. Vedeți ce înseamnă? Când te cheamă Dumnezeu, hai omule și te pocăiești. Sau împacă-te cum spune Biblia. Și omul respinge, mai devreme sau mai târziu, 100% va plăti grozav de mult. Eu am scăpat ieftin, dar am colegi care deja au murit nemântuiți. Da. Și am început cu Biblia, am luat decizia pentru Domnul și am primit o întrebare frumoasă, ne-a întrebat într-o zi un predicator, care vreți ca să îl invitați în viața voastră pe Domnul Iisus ca mântuitor, să vă conducă viața, care vreți? Eu, zic. Și am, dar cu toată sinceritatea, și fiindcă am fost sincer, am și rămas. Sunt 17 ani de atunci, când am rămas constant pe calea Domnului. Vă spun cu toată sinceritatea, eu sunt transparent, 25 de ani m-a robit țigara, nu puteam să scap. Eram la închisoare și vindeam un ciric de pâine, a opta parte, pe 3 țigări mărășești. El m-a dezrobit, slăviți fie numele Domnului. Cum v-ați lăsat? Câte țigări fumați? Măi, acum la închisoare știți cum este... Cum apuci. Cum apuci. Măi, trebuie să fii și mai... Descurcăreți. Exact. Ceea ce erați. Eram și bancă de credit la închisoare. Deam și la unii și la alții, erau jucătorii. Deci cum făceau tot la mine. Deci am scăpat de țigară. Cum am scăpat de țigară, am și aruncat țigările. Praf le-am făcut toate, le-am rupt. Le-am dat la alții. V-a fost greu să vă lăsați țigară? Mi-a fost puțin greu, e adevărat, mi-a fost greu, dar să știți că dacă nu am credința, în serios, recidivam la țigară. Fiindcă nu se poate să mai vii pofte de țigară. Eu spun din experiență. Alcoolul. Din copilărie am început cu vinul. Arunsesem într-un timp de beam spirit medicinal. Ați auzit de spirit? Spune așa, spirit pentru uz extern. Eu făceam uz intern, le vedeam dublu. Într-o noapte am băut spirit, eram pe brațul chiliei cu niște ciupercari, în loc de o lună vedeam două luni, una în alta. Pentru că mi-a atacat sistemul optic. Dumnezeu m-a dezobit de alcool. Patima hoției care m-a fascinat și care m-a fost la fel de puternică, m-a scăpat Dumnezeu de această patimă periculoasă. Cât ani ați făcut din ultima condamnare? Mai aduceți în aminte? Da, cât a fost? 7 ani din 9, da. Nu? Nu, din 10 ani jumătate. 10 ani jumătate. Da, 10 ani. 7 ani. Da. Când ați ieșit pe poarta penitenciarului? Am ieșit pe poarta penitenciarului în anul 1998, pe 10 octombrie, un om nou. Un om nou, pe da, 5 ani am stat numai în Scriptură. Bun, și după aceea nu v-au mai venit băieții cu oferte? Păi să vă spun imediat. Da. Ispite? Deci, ajung și la asta. Deci am primit Scriptura, uitați, vedeți dumneavoastră, mă întreabă câte unul câteodată, vă spun o fază puțin cam umoristică. Acum câțiva ani veneam, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă întreabă câte unul, domnule, dumneata ai televizor acasă? Păi cum sunam? Dar cum se numește? Păi zic Samsung, duhovnicesc, cu 66 de canale în culori. Uitați, ăsta este. Ăsta este cel mai bun televizor. Aici văd tot ce am nevoie. Nu, când nu, eu vă spun un lucru, eu mă păzesc. Mă păzesc de filme, de acțiuni. Eu le-am trăit. Deci eu când e vorba de filme, așa, caut să nu mai, să nu le mai vizionez pentru că îmi trezesc. Știți ce v-au trezit odată. Și la urmă omului sunt numai regii. Un film, ce poate să fie decât regii, măcar dacă ar fi adevărat. Dar actorii care se... Deci ăsta e televizorul. Ăsta e televizorul. Samsung din... duhovnicesc. Da, bine, cu 66 de canale, vedeți? Culori. Aici. Și zilnic, știți cât? 8 seriale. 3 din Noul Testament, 3 din Vechiul, plus un psalm și un proverb. Hrană zilnică. Dar în fiecare zi, de 17 ani. Asta faceți. Și vă spun în fața lui Dumnezeu, nu mă joc cu cuvintele, am devenit dependent de Scriptură. Cum am fost dependent de țigară, dependent de alcool, dependent de hoții și alte patimi, așa am devenit dependent. Scriptura m-a dezlipit. Spune așa, cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător. De spate. Vă întreabă un telespectator care a fost în penitenciar ca dumneavoastră, da, și care a ieșit și dumnealui tot așa cu Scriptura în mână. De ce ați ales Biserica Baptistă? De ce am ales Biserica Baptistă? Da. Pentru că ei au fost cei care mi-au venit cu Scriptura. Deci, știți cum a fost? A fost și Biserica Baptistă. Au fost și creștini după Evanghelie. Au fost și frații de la Biserica Adventistă. Dar eu am avut, cum să vă spun, eu, pentru că dacă dumneata vii
și mi-ntinzi mie o mână. Când eu sunt aproape la să fiu un necat, din respect care ți-l port, din dragoste care ți-o port, nu pot să resping chemarea la... Da. Deci asta a fost. Am înțeles. Da. Însă în contextul cunoașterii Cuvântului Dumnezeu, nu sunteți închis. Nu. Nu. Nu, 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 nu. Ba din contra. Ba din contra, de 17 ani, de când stau în Cuvântul lui Dumnezeu zi de zi, vă spun din experiență, chiar că nu sunt eu un analist al Scripturilor, dar citind și citind și citind, cuvântul se imprimă și ajungi la tot adevărul. Nu parțial, total. Și atunci începi să înțelegi clar. Pentru că Biblia singură se explică. Se explică. Deci sunteți în creșterea spirituală, da? Categoric, da. Nu spuneți, domnule, m-am oprit aici. Nu există. Nu există. Nu există oprire. Cine e sincer, nu se oprește. Și nici nu te mai poți opri, dacă chiar vrei să... dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu te poți opri. Și dacă vii tot, să le Dumnezeu, de ce aici a lăsat așa? Și eu nu respect, imediat. Să ne întoarcem la momentul ieșirii. Conexiunile imediat se refac după ce ești din pușcărie. Am auzit că toată lumea te sună, îți dă binețe. Cum stăm cu timpul, ca să știu? Mai avem 10 minute de emisiune. Câteva cuvinte și după aia revin aici. Așa. Deci, activitatea din închisoare. M-am adâncit în cuvânt. A început să intri cuvântul în minte. Și aici a apărut un fenomen. Am început să vorbesc la colegii mei. Zic, măi băieți, cum, eu... cum vă tratau colegii? Imediat vă spun. Zic, uitați ce spune Cartea Sfântă Biblia. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt calea de ursul viață, eu sunt lumina lumii, eu sunt apa vieții, eu sunt viață. Mergea gura ca așa cumva. Se uitau colegii la mine, măi, zice, tu ai nebune, băi, burghele, băi. El mai era tău, făceai mandri, hindusii, lămăie, hămăie pe acolo, vrei să muți scârnații de pe la geamul și acum ești mare, mare evanghelist. Zic, măi, n-am înnebunit. Până acum am fost nebun. Le-am recunoscut. Am avut 4 defecte. Prost, e bun, lacom și mândrie. 4 defecte. Le-am avut, le conținem la Scriptură. Dar mândria, nebunia, lăcomerile. Dar acum nu mai sunt nici nebun, nici prost. Dar ce ești, domnule? Înțelept. Dar unde scrie? Păi în Biblie. Dar ce spune? Păi spune așa. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și cei care o păzesc au mintea sănătoasă. Psalmul 11. Alții mă întrebă, dar te mai iartă Dumnezeu, câte icoane e furatul? Mă iartă. Unde scrie? Luca 23. Și apoi le explicam. 3 cruci puse în picioare, fiecare cruce câte o ființă umană, 2 tălhari un fiu de Dumnezeu. Unul moare în păcat, că nu se pocăiește, unul moare față de păcat, că se pocăiește, și Hristos moare pentru păcat și al lor și al meu, slăviți fii Domnul. Ce mă întrebau colegii, le vorbeam din Scriptură. Când mă întreabă odată cineva, acum câțiva ani, și pe aia revin, veneam odată de la Galați, mergeam la București, eram într-un compartiment de tren, 8 persoane, 4 și 4. Și un bătrân lângă mine vorbea, dar vorbea mai mult ca mine. Avea un debit verbal puternic. Deci a fost cineva care v-a întrecut. Da, banalități, muzică, sport, politică, cutare. Și la un moment dat, eu vreau să plec de lângă el, dar la un moment dat spune bătrânul ăsta, zice, ceva despre Dumnezeu. Și atunci am zis, zic, dumneata ești tare religios. Da, zice, păi zic, se vede. Și am început să-l bombardez cu versete din Scriptură, dar le scoteam din minte. Și vorbeam despre dragoste, dar el se uită așa lung la mine, zic, dar dumneata, unde ai făcut facultatea teologică? Zic, în stațiunile mediu-răcoroscu gratii. Păi cum vine asta? Păi zic, foarte bine. Cum? Stațiunile cum? Stațiunile mediu-răcoroscu gratii. Mediu-răcoroscu gratii, da, e foarte și interesant. Zic, păi cum? Păi zic, am intrat infractor și am ieșit predicator. Păi se poate, da. Cum? Prin Sfânta Scriptură. Și până la București le-am vorbit eu, la ceilalți oameni. Și le-am vestit Evanghelia și face bătrânul ăsta simpatic, ăsta care rămăsese deja să fermoare la gură. Și zice, dumneavoastră ar trebui să scriu o carte. Zic, am și scris și am dat și o carte. Așa lucrează Dumnezeu. Din infractori face predicatori, că mare Dumnezeu avem. Și acum revin. 5 ani, încă câteva, aș mai vorbi, dar timpul e limitat. 5 ani le vesteam Evanghelia. Am primit 4 de calități și le primim toți. Prin Scriptură, înțelepciune, pricepere, chipzuință, cunoștință. Avem alimente, strângeam colegii pe lângă mine, le deam să mănânce. Zic, măi, cum te cheamă? Mă cheamă Vasile, că era câte unul simpatic. Băi, ai mâncat? N-am mâncat nimic, n-am mâncare. Deam câte o conservă și după ce mânca, zic, măi, Vasile, că da, tu ai auzit de Domnul Iisus Hristos? Păi nu, trece în coace, cât timp văd și eu, măi. Și 5 ani de zile la Timișoara, la Popa, așa, că într-o secție a treia, o cameră de vreo 80 de oameni, toți cu pedepse mari. 25 de ani, 20 de ani, condamnați pe viață, pedepse grele, acolo le-am vestit Evanghelia. Așa lucrează Dumnezeu. Cel mai des, eu și acum merg prin închisorile din România, și știți că ce bucurie mă duc, anul ăsta am fost la o pușcărie de femeie la Târșoși, când le-am spus, voi sunteți surorile mele. Cum? Păi foarte bine. Am mâncat arpa ca și voi, așa, am fumat penale ca și voi, am mâncat urtoi ca și voi și am vărsat multe lacrimi ca și voi, dar avem o singură salvare. Care? Se numește Domnul Iisus Hristos, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vreau să merg cu frații din Moldova, cu toate închisorile din România și din Moldova, trăiesc o viață frumoasă. Am ieșit din închisoare la 44 de ani, om nou. Am intrat în lanțuri,
și ajungem și liber de două ori. Și din lanțurile societății, și din lanțurile diavolului, și ale păcatului, și ale morții. Frate Eugen, sunt mulți care au acest entuziasm la început. Pornesc și nu merg mai departe. Și când dau de realitatea vieții civile și alte probleme, și mai ceva, că aici vreau să vă întreb ceva foarte important. Când văd că unii frați, care zic frați creștini, nu slujesc pe Dumnezeu așa cum ar trebui să slujească, se potignesc și se întorc la vechile lor păcate, dumneavoastră ați avut astfel de ispite? Am avut multe. Cum a fost? Cum ne-ați biruit? Am avut poticniri când vedeam ceva care nu era în regulă. Dar știi cum am biruit? Rămânând constant în cuvântul lui Dumnezeu. De aia 5 ani din închisoare, unde a fost laboratorul și a rămas constat în Scriptură. Și aici avem un verset care spune așa: să privim țintă la cine? La Domnul. Nu trebuie să privesc la X, la Y. Ei sunt oameni ca și mine. Și au căderi. Și poate nu. Să mai spun un lucru. Noi care venim din mediul ăsta, cel mai ticălos, cel mai nemeric, infractori, zigodic, cum le spune ăștia, sau nu mai faci nimic. Să știți, este un verset care spune așa: cu ei se iartă mult, iubește mult. Cu alte cuvinte, când l-am prins pe Dumnezeu, nu mi-a dat drumul. Doamne, te iubesc. De ce mă iubești? M-ai scos din robia păcatului, a morții. Doamne, m-ai scos din... Eu vă spun, păi aveam 56 de ani acum în fața dumneavoastră. Eram de mult în mormânt. 56 de ani, arătați 56 foarte bine la 56 de ani. Vă spun că de mult eram în mormânt, numai din cauza alcoolului, a țigării și mai spun de altceva. Vedeți? Dumnezeu mi-a lungit firul vieții. Sunt sănătos și mintea e sănătoasă, sclipitoare. Vă spun, dar iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Deci privesc țintă la Domnul și nu mă uit la... Văd, Doamne, cu slăbiciuni, cu probleme, trec peste astea. Pentru că nu omul m-a mântuit, m-a mântuit Dumnezeu. Și când ați ieșit din penitenciar și ați văzut că nu mai aveți bani, ce ați făcut? Dumnezeu m-a ajutat într-un chip minunat. Eram la pușcărie și Satana vine la mine, diavolul. Ce-i să faci când ești în libertate? Veniți așa niște gânduri. Eu dacă eram învățat cu bani mulți, asta era pericol pentru mine. Și Dumnezeu m-a temperat. Am primit o carte într-o închisoare la Timișoara, la Popa Șapcă, numit Iertat de două ori, scris de Harold Morris. Și acea carte, după ce am citit-o, mi-a dat o inspirație. Dar Domnul a lucrat să scriu și eu o carte. Și aceasta este cartea Eliberat din lanțuri, care am tipărit până acum mii de cărți și au mers prin închisori. Am mers cu ele, am vândut la Stefanus, la București, cu factură, persoană fizică, cu scurtanță. Deci Dumnezeu m-a ajutat ca să mă autosponsorizez. Și chiar din cărți am făcut și o fermă, am un număr de animale, m-am axat pe căpriță, că mi-a plăcut caprii de mic, dacă au barbă și mărgele. Așa, am și vreo 7 solare și mă simt extraordinar, sunt plin de viață, plin de bucurie, da. Ca barbă și mărgele, da, nu? Da, e simpat, numai când le văd așa mă amuză. Este o amintire a celor cu mărgele pe care dumneavoastră le făceați. Da, eu am multe de spus, dar sunt mai multe consemnate în carte. Acum am mai scris încă o carte, din două vreau să fac o carte mai conchisă și aș vrea că cu altă ocazie să ne mai întâlnim și să vă ofer o carte și la toți din studio și la... Și la cei de prin închisori și la oamenii așa, care nu... Așa, ați făcut o fermă, da. Aveți solarii... Am bază economică asigurată. Aveți existența asigurată. Mulțumesc. Nu sunt dependent de nimeni decât de Domnul. Da. Dar, deci nu sunt dependent decât de Dumnezeu. Și sunt bucuros că sunt în slujba lui Dumnezeu. Și pe unde mă duc? Și mergeți în stânga, în dreapta, în Europa. În stânga, în dreapta, în Europa. Am fost în câteva țări din Europa. Acum vreau să mă axez puternic pe... Chiar am un plan cu ajutorul Domnului în acest an să facem cu frații... Am un frate scump la Huș, Ionuț Nonu, dar poate îl cunoașteți? Este. Da? Mi-e tare drag și el fost și alți frate. Student, da? Cu care mă și împreună cu ei aș dori. Am să discuta problema, dar într-un consiliu de frați să punem pe piciorul tabără creștin într-o zonă frumoasă, aerisită. Am frați care au stup de albine cu tare. Deci fiecare ne implicăm cu ceam bunurile noastre să facem acolo. Aveți un plan să faceți ceva pentru cei care ies din... Exact, și pentru cei care ies din echipa, chiar pentru ai noștri care sunt situații dificile. Eu, de exemplu, am 540 de metri de solar. Eu pot să produc anual cel puțin 1 miliard numai cu legumele. Afară de animale și mai... Deci, știți ce se întâmplă? V-am spus și repet. 4 calități de Dumnezeu. Înțelepciune, pricepere, chibzuință, care contează foarte mult, și cunoștință. De exemplu, dacă acum am 10.000 de euro, eu nu cumpăr mașină de 10.000 de euro, cumpăr numai cu 1.000 de euro și cu 9.000 de euro îmi cumpăr animale care produc sau... Știți? Deci fiecare ban care l-ai în buzunar, să știi să-l pui unde trebuie și cum trebuie. Dacă am 5 lei, am numai 4. Unul la deoparte. Și din rezervă mi-am făcut o fermă. Fără să fiu, că dacă mă ceau la o bancă să împrumut bani și spunea, Dumnezeu, să împrumut bani la noi? Care ești cu seifri, nu știu unde seiful. Păi, domnule, ții bani. Dau un exemplu. Dar Dumnezeu mi-a dat în așa fel, din banca cerului, fără să fiu dator la nimeni. Nu știu dacă știți că Speranța TV se vede și la penitenciarul din Jilava.
Și poate chiar în momentul acesta de-abia aștept să ne văd prieteni care sunt acolo. Eu, dacă sunt, sunt deținuți, să unii să înțeleagă că eu am fost așa cu Cezar din București, Cezar Nechitae, așa cu Mareș, cu alții, deși eu sunt în garda cea mai de sus, că acum sunt alții, 25-30 de ani tineri, eu am 56. Deci, ce pot să spun? Că Dumnezeu, dintr-un infractor, a făcut un predicator prin cuvântul Domnului. Și am o mare dragoste de Dumnezeu și îl iubesc din toată inima, pentru că mare Dumnezeu avem. Și ce spun la oameni? Un lucru, să nu piardă timpul cu banalități. Biblia este carte vie. Nu e carte, e o carte. Această carte alimentează structura spirituală, duhul nostru, mintea noastră, sufletul nostru este alimentat. Și nu spune Hristos Domnul, și cu asta vreau să închei, dacă Domnul Iisus se afla într-un loc pustiu, da? După 40 de zile, sau în timpul celor 40 de zile, vine diavolul și spune așa: dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă poruncă ca această piatră să facă pâine. Și Mântuitorul dă răspuns și diavolului și întregii umanități, de-a lungul vremurilor. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Falimentul umanității constă în faptul că oamenii își bat joc de cuvântul lui Dumnezeu, îl ignoră. Și avem un verset care spune așa: cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde. Proverbe 13:13. Această carte trebuie să o mâncăm, să alimentăm mintea și toată structura spirituală. Și vă spun, această carte ne transformă radical. Din ce mai decât oameni face oameni de mare, mare, mare valoare. Voiam să vă spun că dacă în acest moment ne urmărește cineva de la Jilava sau cineva dintre tineri care este foarte atras de această lume, sau poate nu mai poate să iasă din această lume interlopă, ați avea un mesaj special pentru astfel de telespectatori? Am. Știu că e greu, dar trebuie făcut. Una e să fie greu și alta să fie imposibil. Șansa lor din închisoare nu e nici Jack Norris, nici Bruce Lee, nici mari eroi care se ifle cu bani și mai departe, toate sunt iluzii. Acum în închisoare există această carte, Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii, să punem mâna pe o carte de mare valoare. Și în paralel cu ea, și în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Altă alternativă nu există decât să se prăbușească acolo, în celula unde se află, nu știu cât are condamnare, 5 ani, 7 ani, 20 de ani, poate e pe viață, bietul de el, că înțeleg, am fost între ei. Doamne Iisuse, ești așa să ori bătut în piloane și pentru păcatele mele, te rog, iartă-mă și ajută-mă să ascult de tine, Doamne. Eu vreau să iau pe calea credinței. Și e greu, dar nu e imposibil. Dar nu e imposibil. Și azi un pas, mâine un pas, poi mâine un pas și încet, încet omul crește spiritual și din ce în ce mai ușoară pocăința și credința. Pentru mine este ușoară și frumoasă. Lăsate filmele deoparte, lăsate iluziile, lăsate femeile dezbrăcați și mai departe, că astea sunt numai iluzii, numai pofte și așa mai departe, și pus mâna pe cuvânt. Dacă eu 5 ani de zile nu eram serios în cuvântul lui Dumnezeu, nu eram aici. Cădeam pentru că am avut ispite mari, m-ați întrebat. Am ieșit din închisoare și vine unul și spune așa: hai că a venit un american, are un diplomat de dolari, cu niște ajutoare într-o iarnă. A venit printr-un student și un prieten de-a meu era gata să muște momeala. Știi, am spus la prietenul ăsta, zic, măi, toată viața am cărat icoane. Când am cărat pe Nicolae, pe să-l chema Nicolae, că îl căra pe Sfântul Nicolae la care am luat $1,000. Zic, măi, Nicolae, zic, toată viața am făcut o grămadă de hoții. N-a venit niciodată dracul la noi cu un diplomat de bani. A venit, n-a venit. Vezi, asta e capcană. Zic, dă-l încolo cu banii lui cu tot. Dar dacă nu eram băgat în cuvânt, o mușcam. Îl luam pe american cu tot cu mașină, praful făceam, îl făceam statui subacvatică de urgență. Eu aveam școală, dar Dumnezeu mi-a dat putere de a rămas constant în cuvânt. Și am dus un examen greu și am avut și alte examene. Să știți că și pe calea pocăinței sunt examene, trebuie să dăm examenele. Trebuie să fim constanți în cuvânt. Dacă ești constant în cuvânt, vei crește și Dumnezeu te va tare, tare, tare binecuvânta din toate punctele de vedere. Și pe linie economică sunt 100% de asta că o trăiesc eu. Am 3 mașini, am fermă. Și făcute fără să mă bag în situații dificile, fără bănci, fără nimic. Ușor. Azi un leu, mâine un leu, cu tare. Dar nu mașini de lux. Am mașini de 30 de ani, am Cobra, Mercedes Cobra. Știi bine, merg cu el? Hotel 4 roți, Cobra, Mercedes. Deci nu mă locumesc la lucruri de mare valoare, dar să l-am pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă. Câte un pic azi, un pic mâine și te faci om de mare valoare spirituală. Mulțumesc foarte mult, domnule Burghelea, pentru această emisiune în care ne-ați povestit. Aveți un stil așa foarte apropiat de Ion Creangă. Păi cred că sunt străinepotul lui, că el s-a făcut popul și eu m-am pocăit. Da, foarte interesant. El s-a răspopit, de fapt. Mă, dacă
ce să-i fac? A fost simpatic. Eu când citeam cărțile lui cu Harapalb și cu ăștia și cu Ciorâră și cu Cutare și cu Lungile, eu nu mai puteam de râs, mi-a fost drag de el. Cred că i-aș împrumuta puțin stilul. I-ați împrumutat un pic pentru că aveți și grai un pic mai moldovenesc, dar lucrul acesta ne-a umplut de bucurie în această seară. Slavă Domnului!